Bună seara, dragii mei! Știu eu că v-ați dat coate un an de zile râzând de hârtiuța mea pe care mai aruncam ochii din când în când. Că, de ce nu? Toată lumea trebuie să vorbească corect, să vorbească la obiect, să nu piardă șirul gândurilor, să nu piardă șirul dorințelor, al pasiunilor, mai știu eu, a hobby-urilor. Ei bine, în această ediție, ultima de altfel din acest an și acum și la sfârșit, am să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați dat tot timpul și sfaturi. Poate ne-ați mai și așa tras de mânecă când n-am spus chiar ce trebuia. Ei bine, în această ultimă ediție a Ruletei Pasiunii din an, voi râde eu de dumneavoastră, pentru că știu sigur că acum vă pregătiți listuța, vă pregătiți stilourile și pixurile, pentru că vom face lista dorințelor pentru anul 2023. Dar nu orice fel de listă a dorințelor. Sigur că o să vrem să fim mai frumoși, poate mai slabi sau mai plinuți, mai blonzi, mai bruneți, fiecare cum își dorește. Dorințele, în schimb, trebuie să fie reale și nu utopice, trebuie să fie cât se poate, cred eu, și de concrete și, nu în ultimul rând, cu multă pasiune, așa, ambalate. Ei bine, ca toate aceste lucruri să fie îndeplinite și 45 de minute să vă fie de învățătură pentru 365 de zile, a venit alături de noi Alexandra Cazacu, psihoterapeut. Ai mai fost alături de noi, Alexandra, bine ai revenit. Și o să ne bage mințile în cap, poziția mea a trebuit să fie așa cumva cu mâinile în șolduri, să aveți grijă ce dorințe vă puneți. Nu o să fiu cu mâinile în șolduri pentru că Radu s-a străduit atât de mult, colegul nostru, să ne cableze, să ne aranjeze, încât nu vreau să-i stric opera de artă pe care a realizat-o. Ei bine, lista dorințelor 2023. Am mai trecut un an, profit și eu de ocazie să vă urez sărbători fericite. A trecut Crăciunul și iată că ne îndreptăm rapid către un nou an, care vine sigur cu niște așteptări în mintea noastră. Poate că unii dintre noi am început să facem o retrospectivă a ceea ce am făcut bine sau a ceea ce nu am reușit să facem sau nu ne-a ieșit atât de bine anul ăsta. Și ne gândim serios să ne așezăm în minte și poate chiar și pe foaie de hârtie, o listă cu niște deziderate pentru anul viitor. Cel mai des oamenii se gândesc să schimbe ceva legat de aspect sau poate legat de profesie sau poate chiar de locul în care locuiesc. De casă sau de oraș, nu știu, o schimbare majoră. Ce aș vrea eu să vă spun astăzi este că de cele mai multe ori ne așezăm să scriem aceste liste sau să concepem aceste liste cu idei, cu dorințe, pe un teren emoțional nu foarte favorabil. Sărbătorile vin cu tot felul de furtuni emoționale. Poate că dacă locuim într-un oraș aglomerat, ne vom trezi pe ultima sută de metri alergând după cadouri sau după ingrediente ca să pregătim masa pentru petrecerea de Revelion. De Crăciun a fost treaba cu cadourile, acum e masa de Revelion sau pentru a ne cumpăra o ținută specială pentru Revelion. Asta nu face altceva decât să crească nivelul de anxietate. Adică este un stres suplimentar față de stresul cotidian. Dintr-o dată nivelul emoțiilor negative crește în noi. Și e posibil să fim mult, mult mai critici la adresa noastră. Asta înseamnă că nu vom putea să surprindem punctele bune, calitățile noastre, nu vom putea să evaluăm corect lucrurile bune pe care le facem, așa cum sunt ele, și vom întotdeauna sublinia ceea ce nu funcționează la noi, defectele noastre. Și vom exagera. E și bine. Pentru că știi de ce spun? Pentru că toată lumea uită să-și facă și listuța aia că, uite, numai mâine nu-i poi mâine și se încheie anul. Lista cu ceea ce am realizat în anul care a trecut. Așa este. Listă bună și ea. Ea este cea mai bună. Eu aș începe așa. Aș începe cu a mă uita la tot ce am făcut bine anul care a trecut. Toate realizările mele, cât de mici sau cât de mari,
Și apoi m-aș uita la ce aș putea să îmbunătățesc, poate în aceleași direcții sau în direcții noi. Apoi, la sfârșit, m-aș gândi la ce aș putea să fac major. Și atunci când terenul meu emoțional va fi unul pozitiv, pentru că după ce m-am premiat, m-am aplaudat pentru că am făcut lucruri bune, m-am evaluat obiectiv și mi-am dat seama că aș putea să îmbunătățesc niște lucruri în activitatea mea sau poate chiar în viața mea cotidiană, de-abia atunci pot să mă gândesc la un vis mai mare și să fiu mai realistă, pentru că am imaginat că voi slăbi într-o lună de zile vreo 20 de kilograme sau că voi avansa în profesie numai 3 luni, știu eu, sărind peste niște etape. Nici sigur... măcar vopsitul de la o culoare închisă până la una foarte deschisă nu se poate realiza. Doamnele știu asta mai bine, da, așa este. De foarte multe ori schimbările astea bruște nu ne fac bine și nu sunt fezabile, ele nu sunt realiste. Dar de ce nu suntem structural niște luptători? Așa ar trebui să spunem, gata, mâine, astăzi, peste o oră, la ora 19, cum se termină emisiunea? Problema este că ne vom spune minte că de la 1 ianuarie vom face treaba asta, aud foarte des. De la 1 ianuarie nu voi mai mânca peste ora 19, de la 1 ianuarie voi merge la sală, de la. Din păcate, de cele mai multe ori de la 1 ianuarie nu se întâmplă nimic. Și dintr-o dată, faptul că ne putem ține de promisiunea asta pe care ne facem nouă înșine, ne aruncă iarăși într-o stare de emoționalitate negativă, care nu ne ajută să mergem mai departe, nu ne ajută să ne implementăm planul, să acționăm în direcția în care ne dorim să ne mișcăm. Și atunci eu aș spune, hai să nu fie de la 1 ianuarie. Hai să ne gândim la un obiectiv care ar trebui să se desfășoare în 3, 4, 5 pași, da? Începând cu luna ianuarie, probabil 7, 8 ianuarie, până, nu știu, până în luna martie sau până în luna iunie. A, deci tu zici să o luăm așa pe sezoane, pe etape. Da, este mult mai indicat să avem o perioadă mai lungă în funcție de obiectivul sau dorința pe care ne-o propunem să o obținem, în așa fel încât să putem să structurăm niște pași în acțiunea noastră sau niște etape, da, pe care să le urmărim. Nu mă voi pedepsi pentru că nu m-am apucat de sală pe 1 ianuarie, însă îmi voi propune ca în prima lună din an sau în primele două luni din an să ajung măcar de două ori pe săptămână la sală. Și voi urmări acest progres până să mă gândesc că voi mă duce de trei ori sau în fiecare zi la sală. La fel și cu dieta, la fel și, nu știu, cu schimbarea direcției în profesie. Voi gândi această schimbare, acest deziderat, da, în niște pași și voi pune în acțiune etapizat, în așa fel încât dacă nu reușesc să duc o etapă până la sfârșit, să pot să-mi prelungesc termenul, dar niciodată să nu simt că am eșuat. Pentru că atunci când simt că am eșuat, sigur, se întâmplă că ne vom deprima, vom pierde cheful de acțiune, ne vom pierde energia și nu vom ajunge niciodată la împlinirea dorinței. Tu spui așa, primul punct, prima caracteristică a acestei listuțe ar trebui să fie realitatea, să fie realistă. Da. În primul și în primul rând. Ieri, cumva, includem așa și o programare mentală, practic îmi voi spune, antrenez eu cu mine mental că o să le rezolv? Cumva, noi știm că este suficient să ne gândim foarte serios. Foarte serios pentru mine în psihoterapie înseamnă conștient. Adică atunci când mă așez să mă gândesc la o dorință a mea, la un țel, ar fi să iau un calcul de ce vreau să ajung acolo, cât de motivată sunt să ajung acolo și ce mă poate împiedica să ajung acolo. Luând în calcul toate aceste ingrediente, pot să stabilesc un plan de acțiune care chiar să mă aducă în punctul de a atinge obiectivul sau dorința. Dacă este o decizie sau o idee pe care eu o am într-un moment în care nu mă simt bine cu mine, s-ar putea ca pe măsură ce starea mea emoțională se schimbă, să se schimbe și motivația.
și să nu ajung acolo unde îmi doresc să ajung. Deci, ați notat, dragilor, două puncte deja avem pe listuță. Dorințele să fie realiste, dorințele să fie conștiente. Nu așa, nu credem că chiar orice visăm se și poate îndeplini. Conforme cu realitatea, evident, o să mă uit la mine, o să mă uit la mediul în care trăiesc și evident că nu o să mă gândesc că, nu știu, nefăcând nicio zi de sport, o să escaladez munții cei mai înalți. Aici aș vrea să fac o precizare. Putem să visăm cât de înalt ne dorim. Problema este că atunci când visești ceva ce pare imposibil de realizat în momentul ăsta, ar fi să ții o perioadă de timp mai lungă în care să poți să duci la îndeplinire. Cu cât un vis pare mai îndepărtat, cu atât, din punctul meu de vedere, înseamnă că e mai mult de muncă pentru visul, pentru împlinirea visului respectiv. Deci asta înseamnă realismul. De visat, suntem liberi toți să visăm la orice și e bine să visăm. Vis-a-vis de implementarea asta, în care, sigur, de cele mai multe ori pierdem contactul cu realitatea, tot din pricina emoționalității negative, cumva aici lucrurile sunt influențate și de factori externi. O să ne uităm vis-a-vis de programele de fitness care sunt, știu, promovate prin diverse canale, media, programe de slăbit, de pierdut în greutate. Toate promit niște rezultate într-un timp foarte scurt. Și atunci omul se obișnuiește că asta este un lucru normal. Da, de ce nu? Am citit într-un ziar că pot să pierd 20 de kilograme într-o singură lună. Am citit pe internet sau pe o platformă de socializare că dacă urmez un program de fitness, într-o lună de zile o să fiu perfect tonifiat. Sigur, noi știm că lucrurile astea nu funcționează fiecare așa. Fiecare dintre noi știm, aici e frumusețea vieții. Totuși nu putem să ne oprim în a spera că există o pastilă minune care ne face să arătăm ca toate acele domnișoare din revistă, că avem o băutură minune care ne crește mușchii sau ne face să avem performanțe sportive. În realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Corpul nostru cunoaște niște limite. Ar fi să fim conștienți de asta. Suntem limitați. Nu putem să suportăm temperaturi extreme, nu putem să, știu eu, să ne lovim foarte tare pentru că ne pierdem integritatea corporală. Nu putem să mâncăm în exces fără să existe niște efecte nocive asupra sănătății noastre. Toate lucrurile astea ne arată că organismul nostru are un mod de funcționare al lui și are și o perioadă de timp în care se însănătoșește sau se modifică. Dacă nu putem să avem acest contact cu realitatea și nu putem să înțelegem acest firesc, atunci sfatul meu este să ne adresăm cuiva care poate să ne explice sau poate să ne ajute. Dacă vrem să schimbăm felul în care arătăm, ar fi să nu luăm această decizie fără să ne informăm riguros, consultând un specialist de cele mai multe ori, că este un nutriționist sau un antrenor sau amândoi, ar fi părerea mea, da? Poate chiar și un psihoterapeut, poate chiar și o vizită la medic ar fi indicată și de-abia din momentul ăla poți să spui în cât timp îți propui să pierzi o anumită greutate. Când ai deja o idee despre cum funcționează organismul tău, care ar fi lucrurile care te-ar putea împiedica să pierzi în greutate și care ar fi programul cel mai eficient. Asta înseamnă realism din punctul meu de vedere. Asta. Toate par ușor de îndeplinit, dar ajungem la una dintre dorințe foarte des împlinită. Nu mai vreau să fiu singur. Pentru că singurătatea, vrem nu vrem, a devenit o boală a secolului nostru. N-aș merge atât de departe să spun că este o boală. Dar, din păcate, singurătatea este a devenit aproape o epidemie, mai ales în contextul post-pandemic.
epidemia sau pandemia de COVID ne-a dus în situația de a sta izolați mulți dintre noi și mulți am ieșit din starea de pandemie cu frica de socializare. Acum, singurătatea nu este un lucru rău. Singurătatea poate să fie benefică atunci când este hrănitoare, atunci când are un sens pentru persoana care își dorește singurătatea, nu știu, procesează o pierdere sau are nevoie de timp pentru a se înțelege, pentru a se cunoaște. Dar dacă a depășit aceste momente și singurul lucru care a mai rămas sau singurele lucruri care au rămas sunt doar niște emoții negative, de tristețe, de lipsă de suport emoțional din partea unui alt om, de însingurare, atunci sigur că cea mai eficientă metodă de a-și crește starea de bine ar fi să găsească o persoană. Din păcate, perioada de singurătate creează anumite obiceiuri și persoana, din experiența proprie în cabinet, găsește foarte greu resurse de a ieși din zona asta de confort, de a căuta să se conecteze cu alți oameni și de a găsi un potențial partener potrivit la un anumit moment dat. De ce? Pentru că atâta timp cât a stat singur în casă sau singură în casă, a creat un model mental despre cum ar trebui să fie omul, bărbatul, femeia cu care o să se întâlnească și cu care o să pornească la drum într-un parteneriat fericit. De cele mai multe ori asta este o imagine ideală. Conectarea înseamnă să cunoști oameni. Cunoașterea este autentică și presupune contact. Că o fi online la început, dar după aceea trebuie să fie un contact fizic. Trebuie să schimbăm niște vorbe, trebuie să ne întâlnim într-un context, trebuie să ne evaluăm. Cum ne simțim împreună, ce părere avem despre anumite valori sau nu, cum ne manifestăm poate la o petrecere. Cum ne vede lumea contează? Ca și pereche, ca și cuplu? Aș vrea să conteze mai puțin. Eu mi-aș dori să conteze mai puțin. În realitate contează. Trăim în societate și societatea vine cu niște constrângeri. Luptăm în terapie să le doborâm. Da? Pentru că important este confortul, intimitatea pe care o creează cei doi parteneri. Ce spune lumea, ce crede lumea sau cum crede lumea că ar trebui să fie parteneriatul, e o chestiune care mai degrabă limitează și întristează pe cei doi parteneri. Nu ar trebui să fie în discuție, însă, da, cel puțin în cultura noastră rămâne un subiect. Am adus vorba de singurătate pentru că am trecut prin sărbătorile Crăciunului, unde foarte multă lume, în ciuda aglomerației, a luminilor, a cadourilor, se simte singură, poate uneori chiar și în cuplu, că tot se vorbește. Și în familie. Și în familie. Singurătatea de sărbători față de singurătatea Revelionului e diferită? Poate să fie diferită, deși eu cred că de multe ori este mai ușor de suportat singurătatea de Revelion decât singurătatea de Crăciun. Asta pentru că Crăciunul este o sărbătoare care presupune adunarea întregii familii. Dacă ne referim la situația strictă a cuiva care a pierdut partenerul sau parte din familie, motivul întâlnirii de Crăciun a dispărut și este subiect de tristețe, de profundă tristețe. Și atunci, da, spune că întotdeauna a fi singur de Crăciun va fi mai greu decât a fi singur de anul nou, de Revelion, cum spunem noi. Până la urmă, Revelionul sau trecerea dintre ani, de foarte multe ori, pentru cei singuri, înseamnă exact acest moment de retrospectivă. Am întâlnit foarte des în practică acest model, da, vreau să petrec Revelionul cu mine, spune clientul sau clienta, pentru că aș vrea să mă uit la tot ce am făcut bine anul ăsta, la ce nu am reușit să fac și aș vrea să-mi stabilesc pentru anul viitor un plan de idei, da, pentru a-mi fi mai bine.
Și aș vrea să mă trezesc în prima zi a anului odihnită, odihnită, cu putere de viață și de muncă și, de ce nu, chef, și să văd cum este lumea în anul viitor. Și eu încurajez astfel de abordări. Sau varianta vitează. În fond e doar o noapte, de ce să mergem să... Din păcate, întâlnesc din ce în ce mai puțin această variantă vitează. Majoritatea par mai degrabă conștienți de posibilitatea de a alege de a fi singur sau de a nu fi singur. Pentru că, până la urmă, este o alegere. Putem să o privim ca pe un fapt, dar în realitate este o alegere. Putem oricând să găsim pe cineva. Cât suntem de dispus să găsim pe cineva ca soluție de compromis pentru a petrece noaptea de Revelion sau o altă noapte, pentru a merge la o petrecere sau pentru a merge la un film, este o chestiune care ține de posibilitatea noastră de a fi cu ceilalți. Putem sau nu putem? Dacă nu putem să facem foarte multe compromisuri, sigur, perioada de singurătate va fi destul de lungă. Pe măsură ce ieșim din tiparul ăsta și ne dăm voie să cunoaștem oameni și să tolerăm diverse comportamente, diverse stări, diverse manifestări, începem să vedem frumusețea lumii. Și încet, încet, idealul ăla de partener începe să se modeleze și să se adapteze la posibilitățile realiste ale vieții. E mare lucru că am depășit perioada în care erai catalogat drept ciudat. Cum? Să nu te duci de Revelion, să preferi să stai singur în casă, era o ciudățenie. Până la urmă să ne gândim că tot contextul pandemic ne-a dus în situația de a petrece Revelioane, Crăciun, Paște și tot felul de alte sărbători, aniversări, de unii singuri prin casă, dacă n-am avut posibilitatea să ne deplasăm sau nu era permis să ne deplasăm. Și până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Am supraviețuit. Ba, unii au găsit și metode foarte frumoase de a sărbători online, prin canale virtuale. Și mie asta mi s-a părut un mod minunat în care omenirea s-a adaptat la un astfel de context. Ori a fi singur într-o zi de, sau într-o noapte de sărbătoare, pe care noi dăm o importanță, până la urmă este o convenție socială. Da, am putea să sărbătorim anul nou în fiecare zi, dacă am vrea un nou început. Nu? Aș putea să găsesc un prilej să fac anul nou în iunie. Probabil că atunci aș fi considerată ciudată. Dar dacă eu aș simți că am nevoie de acest nou început, nu știu, să pun stop anului undeva la mijloc și să iau de la capăt, de ce nu? Aș putea să fac treaba asta și s-ar putea dovedi benefic. Singurătatea de anul nou nu este mai grea decât singurătatea în general. Ba, eu cred că de multe ori anul nou sau trecerea aceasta dintre ani poate să fie de foarte mare ajutor celor singuri. Da? Există posibilitatea de a lăsa în spate, în anul ce a trecut, lucruri care nu ne-au plăcut sau nu ne-au făcut bine, și să luăm cu noi în anul nou, aproape ritualic așa, ceea ce ne dorim pentru noi anul viitor. Poate ceva mai mult entuziasm, poate ceva mai multă deschidere, poate pasiune pentru viață în general. Și cred că 1 ianuarie este un moment foarte bun să ieșim din casă. Să ieșim din casă, să ne plimbăm. Dacă și vremea va, dacă ține, și vremea va ține cu noi. Și de ce nu să vedem oameni? Să-i vedem pe ceilalți oameni pe stradă, împreună cu alți oameni sau poate singuri, râzând, trecând îngrijorat sau mai puțin îngrijorat, zâmbind sau nu, pentru că este viață și pentru că este lume și pentru că facem parte din această și lume și că n-am fost niciodată excluși din ea. E o nouă zi până la pe care trebuie să o trăim ca pe o victorie, indiferent. Asta cred și eu. Să fim mai buni. A fost un și este un slogan care, din păcate, ne este reamintit în general de sărbători.
să fim mai buni, a trebuit să fim 365 de zile. Mai buni noi cu noi, mai buni noi cu ceilalți. În relațiile, să spunem așa, în latura psihoterapeutică, cum e să fii mai bun? Cum spui să fie mai bun unui părinte față de copil, unui soț față de soție, unor parteneri dintr-un cuplu? În demersul psihoterapeutic noi spunem așa, să fii mai bun întâi cu tine. Prima persoană cu care trebuie să fii mai bun ești tu. Până nu înveți să-ți arăți bunătate, să te îmbrățișești și atunci când reușești, dar și atunci când greșești sau simți că ai greșit, nu vei putea să fii bun cu nimeni altcineva. Să fii mai bun înseamnă ce? Înseamnă felul în care ne simțim noi, ne validăm noi, în raport cu felul în care ne văd ceilalți, ne validează ceilalți, ne valorizează ceilalți. Nu să putem să fim niciodată perfecți. A lua un prototip de tată bun și a crede că putem educa toți tații din lume prin parenting să devină tați buni după modelul ăla este o utopie. Poți să fii atât de bun cât îți permite contextul. Dezvoltarea personală, mediul în care ești și, de ce nu, experiențele trecute. Dacă e să ne referim la discuția de dinainte cu lista despre ce am schimbat, ce am face mai bun în anul nou, ar trebui să identificăm ce am făcut bine în rolul respectiv, de fiu, de tată, de soț, de partener, de soție, de șefă, da? Ce am făcut bine și ce am putea să îmbunătățim anul viitor și ce nu am vrea să nu mai facem deloc. Nu știu, poate am venit stresat de la muncă și fiindcă eram stresat m-am răstit la copii sau am țipat la soție. Ar fi să ne notăm acolo pe un post-it. Aș vrea să învăț să-mi las problemele la muncă, să ne mai aduc acasă. Poate că ne reproșăm că nu am petrecut suficient timp cu familia și ar fi să scriem acolo, uite, aș vrea ca măcar un weekend în fiecare lună să plec cu familia într-un city break sau într-o excursie undeva la munte sau prin țară sau să facem ceva cu sens pentru noi. A fi mai bun înseamnă a ne uita întotdeauna la cum suntem, ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine, ce putem să îmbunătățim și a ne pune întotdeauna puncte de creștere, da? A identifica potențial de creștere în diverse zone din noi, da? De obicei comportamental. Dacă reușim să facem treaba asta, cu siguranță întotdeauna vom fi mai buni. Mai buni și de anul nou, da? Și din martie și în iunie și până la sfârșitul anului, întotdeauna vom găsi ceva ce putem să creștem în noi. Asta înseamnă să fii mai bun. E prea mult să reușim să facem lucrul ăsta zilnic? Așa, o introspecție. Știu că se vorbește despre. Numai că... Este un comportament, pentru că e un comportament ăsta, care se învață. Nu este ceva cu care venim. Din păcate, în cultura românească, asta este un termen mai nou introdus. Da? Am așezat seara, după ce mi-am terminat treaba, poate cu o cană de ceai și am mă gândit despre ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și ce ar trebui să fac mâine. E un obicei pe care eu îl propovăduiesc în ședințele de terapie, pentru că este un obicei foarte, foarte bun. Ne ajută întotdeauna să vedem cât de mult am evoluat în direcția în care vrem să evoluăm. Ne ajută să ne bucurăm de toate victoriile noastre, oricât ar fi de mărunte, și asta e foarte bine pentru suflet, e hrănitor. Și ne ajută să identificăm poate și puncte care nu prea ne plac la noi sau pe care le considerăm vulnerabile și ne ajută să lucrăm tot timpul, să fim conștienți de ceea ce suntem, de ceea ce simțim. Este bun, este vindecător și
și hrănitori spre creșterea noastră personală. Dacă putem să facem, ar fi să facem în fiecare zi, nu numai în anul de dinaintea anului nou. Pare mai ușor când vorbim de zona profesională să facem. Poate pentru că acolo vine așa un mecanism predat sau implementat de organizație. Acolo se întâmplă ședințe, avem această raportare a ceea ce am făcut bine, ceea ce n-am făcut bine, am atins obiectivele în lumea respectivă. Deci este un mecanism pe care cei care lucrează în corporații deja îl au. Nu știu cât îl implementează în viața personală, dar în viața profesională cu siguranță el funcționează, există, nu este un mit. A petrece versus termenul pasiune. Uneori parcă și petrecerile în sine, dar și a petrece o zi devine un clișeu. Și nu mai e așa trăirea aia veridică, pe care, nu știu, parcă o aveam acum în tinerețe, ca să zic așa. Acum ar trebui să ne uităm la ce înseamnă a petrece. De foarte multe ori petrecerea este o adunare a unor oameni care se află acolo din motive diferite. Unii pentru că chiar vor să serbeze, să celebreze ceva, și eu sper că ei vor să celebreze viața, pentru că asta este cel mai important. Unii se află acolo constrânși cumva social și asta este îngrozitor, pentru că ar fi fost mai bine să-și fi recunoscut propriile limite, propriile granițe, să fi refuzat să fie acolo. Iar unii folosesc acest prilej pentru a-și ușura presiunea intrapsihică, starea nu foarte bună, emoționalitatea negativă, de obicei prin consum de substanță. Mă refer aici fumat excesiv, băut excesiv și de ce nu mâncat excesiv. În cazurile astea, cele două ultimele relatate, nu e foarte indicat să te afli la o petrecere, dacă ăsta este scopul. Dacă ne referim la primii, da, petrecerea va fi o reușită, ei vor lua din petrecerea asta ce au nevoie, respectiv dragoste de viață, bucurie, distracție, avem nevoie să ne distrăm. Clar avem nevoie să ne distrăm, mai ales după o perioadă lungă în care am muncit, am tras tare, am fost eficienți, merităm să ne premiem cu o distracție. Distracția înseamnă cum mă simt. Cum mă simt când sunt înconjurat de cei dragi, prieteni, familie, parteneri? Sau cum mă simt într-un anume loc, da, cu anumiți oameni? Pentru mine petrecerea trebuie să fie clar cu pasiune. Pasiune pentru viață. Atunci când sunt pasionat de viață, orice petrecere o să fie o reușită. Pentru că celebrez viața, faptul că sunt bine, sunt sănătos, sunt înconjurat de cei dragi și am motive de bucurie. O fi anul care vine, o fi anul care a trecut, o fi ceva ce gândesc eu despre mine sau despre ceilalți. O fi vreo victorie, mai mică sau mai mare. Dar până la urmă, doar pentru că sunt aici, azi, acum, așa, întreagă, și cu bune și cu rele, și cu oameni foarte dragi mie și poate și cu unii pe care nu-i cunosc, într-un context de sărbătoare, da, cu poate muzică, voie bună, e despre pasiune, despre felul cum simt în interiorul meu. E o pasiune de viață. Pasiunea este o emoție puternică. Da? Nu putem să vorbim de distracție și de petrecere fără această emoție puternică. Deci este, da, pasiune. Ce facem când nu mai descoperim pasiune, nimic? Pe principiu, am tot mers la petreceri, am tot ieșit în oraș, am tot fost la shopping. Parcă nimic nu ne mai e suficient. Câteodată ăsta este un aspect clinic sau subclinic al depresiei. Contează foarte mult cu ce este asociat. Dacă este o stare trecătoare, pentru că nu mă simt bine, nu m-am simțit bine vreo două zile și uite, am fost invitat la o petrecere și cred treaba asta,
Spunem că este un aspect subclinic, nu-l băgăm în seamă, o să vedem ce se întâmplă la următoarea invitație. Însă dacă este o chestiune care persistă, da, eu refuz cu obstinație orice invitație la petrecere, nu vreau să ies din casă și când mă uit așa mă gândesc că nimic din ceea ce îmi făcea plăcere înainte nu mai îmi face acum, atunci asta este o problemă și ar fi să ne adresăm unui specialist. E probabil instalarea unui episod depresiv și nu va face altceva decât să ne însingureze și să ne izoleze de lume. Îi învățăm și pe cei mici această tradiție a listei dorințelor? Cu siguranță. Cu siguranță. Este benefică și a listei de dorințe pentru anul viitor, dar și a retrospective. Eu zic așa, întâi retrospectiva și după aia lista. Adică nu-i spunem doar și vezi la anul să iei premiul întâi. Nu. I-aș ajuta pe cei mici, pentru că au nevoie de ajutor, să identifice puncte de creștere. Ei încă nu știu ce înseamnă treaba asta, adică aș vrea să fiu mai bun la învățătură. Dar acum, uite, poate ai vrea să-ți petreci mai mult timp studiind, să ai vrea să înveți să te concentrezi mai bine. Cum să faci asta? Păi ar trebui să nu te mai joci atât pe jocuri, să nu te mai uiți la televizor. I-aș ajuta, ca părinte, i-aș ajuta să-și facă această listă. Și într-un cuplu, care sunt punctele de creștere? Punctele de creștere... sunt multe. Dacă avem posibilitatea să facem o analiză realistă a ceea ce funcționează și nu funcționează în cuplu, și aici e mai greu că vorbim de doi parteneri. Noi cu noi ne mai facem liste dintre astea și suntem destul de sinceri, dar când mai e implicat și un alt partener e mai greu. Care însă, s-ar putea să se supere dacă se uită pe lista ta de dorințe și nu se regăsește acolo. Însă, eu aș propune un joc, da, în care cei doi să-și facă pe o foaie de hârtie păturită în două, să scrie lucruri pe care nu le-au făcut bine sau nu cred că le-au ieșit foarte bine în cuplu în anul în care a trecut și lucruri pe care și le-ar dori pentru anul viitor. Iar apoi să facă schimb de liste. Iar partenerul să încercuiască lucrurile care într-adevăr au fost problematice, respectiv dezideratele care sunt comune. Cred că după aceea ajung la tine, cu siguranță. Eu cred că e de ajutor. E de ajutor în comunicarea în cuplu și sigur, o listă cu a face lucruri mai bune pentru noi, da, a face acest parteneriat, acest mariaj, acest cuplu să crească, să se dezvolte. De ce nu? Foarte benefic. Același lucru pot face și părinții versus copii și copiii versus părinți? Cu siguranță, cu siguranță. Asta este o modalitate foarte bună de a primi un feedback realist despre ce am făcut bine și ce am făcut rău în orice relație. Și de a ne găsi puncte comune de creștere în relație, de a dezvolta relația, de a îmbunătăți aspecte relații. Revenind la lista propriu-zisă. E clar că este utilă. Deci asta nu mai discutăm, toți trebuie să o avem, fie pentru sufletul nostru, fie pentru mintea noastră, fie pentru relația minte-suflet, așa ca un tot să funcționeze. Reală, utilă, conștientă. Hai să vedem câteva exemple, nu știu, clare, ca să înțeleagă toată lumea, ce a trebuit să scrie acolo, că, repet, și să avem cămara plină, nu știu dacă neapărat o să fie o dorință, sau poate și asta. Aș vrea să ne referim la o dorință mea. Să nu fie derizorie și nici să nu fie prea... O dorință a mea venită în urma retrospectivei pe care tocmai am terminat-o zilele astea ar fi ca anul viitor să fiu mai conectată la nevoile mele. Să recunosc mai din timp momentul în care obosesc și să îmi permit eu mie să-mi iau o pauză. O pauză însemnând jumătate de zi sau o zi în care să mă odihnesc și să fac activități care îmi fac plăcere. Ăsta este un deziderat foarte bun, pentru că construiește în mine niște limite sănătoase. Noi în fuga cotidiană către performanță, la job, acasă, peste tot,
ignorăm limitele astea și le tot împingem și de multe ori ajungem oboseală cronică, ne îmbolnăvim. Eu am analizat asta la mine și mi-am dat seama că este o dorință, un deziderat foarte bun, foarte sănătos și l-am trecut pe listă și mai departe am și luat niște măsuri. Adică am și gândit un plan să-l implementez. Cam când sunt perioadele mele în care prognozez că va fi stresul mai mare, voi avea mai mult de lucru și când să fiu atentă la semne și când să-mi iau această pauză și ce încerc să constea pauza respectivă. Deja am trecut de la proiectare cumva la implementare. Mai simplu ar fi să ne gândim la a face sport sau a avea activitate fizică. Și am dat un exemplu anterior și am spus așa, nu voi spune că de la 1 ianuarie, de pe 2 ianuarie o să mă duc la sală. Dar am să-mi propun ca în fiecare lună să joc măcar de 3-4 ori tenis o oră. Sau să alerg măcar o dată pe săptămână timp de o oră în parc. Și îmi voi face și un program. Adică, efectiv, voi face un plan. Cum să fac treaba asta? Cum să ajung acolo? În care parc? Cu ce să mă îmbrac? Da? Va fi o proiecție mentală care mă va ajuta să pun în acțiune, să transcriu în acțiune ceea ce am gândit și să și urmăresc că îndeplinesc. Cam despre asta este lista și cam așa ar trebui făcută. Crezi că diferă foarte mult listele între sexe? Cu siguranță, da. Cu siguranță ele diferă. E normal să difere. Sunt diferențe între noi și sunt de îmbrățișat diferențele astea. Deși în epoca actuală și bărbații și femeile sunt din ce în ce mai preocupați de felul în care arată, mai ales că există această presiune socială de a arăta ca în reviste, totuși, dacă ar fi să ne uităm să tragem cu ochiul la listele alea personale, am vedea că sunt destul de diferite. De cele mai multe ori bărbații sunt orientați spre chestiuni care țin de profesie, de dezvoltare personală în zona asta, a leadership-ului, a conducerii, de treburi care țin de achiziții, își doresc, nu știu, o casă nouă, mașină nouă, sunt foarte pragmatici, marea lor majoritate. Femeile sunt însă în zona asta a creșterii relației, a creșterii personale, a modificării look-ului, aspectului și a stării, pentru că de multe ori e corelată cu nivelul stimei de sine și cu emoții pozitive. Deci da, sunt diferențe. Ce fac când ajung la concluzia că nu pot, nu știu, am un blocaj, știu că e de dorit, știu că este utilă, dorința, să-i spunem așa, până la capăt respectivă. Dar pur și simplu nu pot. O încep, dar îmi dau seama pe parcurs că mi-aș dori să se îndeplinească și uite că n-am resursele. Terapeutic voi spun așa, nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Totul se rezolvă în timp. Însă, ar putea să fie o problemă de înțelegerea motivației pentru dorința respectivă și ar fi să ne gândim că poate nu am luat-o în momentul cel mai propice sau nu am analizat toate aspectele. Și ar fi să reevaluăm situația și să adaptăm dorința la condițiile actuale. Alexandra, îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Sper ca tot ce ți-ai scris pe listă să se îndeplinească și să ne vedem anul viitor să le bifăm. Asta îți doresc și ție și telespectatorilor noștri, un sfârșit de an plin de inspirație și cu bucurie în suflet, pentru ca și lista să fie așa cum trebuie. Și chiar dacă e o singură dorință pe listă, e bună și ea. Da, sigur că da. Contează că ne-am gândit puțin la noi, măcar în momentul în care am scris-o. Dragii mei, ultima ediție din acest an s-a încheiat. Un an nou fericit vă doresc. Cu siguranță ne revedem repede, peste câteva zile în noul an.
Nu uitați ce vă spun de fiecare dată. Puterea este acolo unde o cred oamenii. Noi aici alegem să o găsim în dragoste. Mulțumesc și partenerilor noștri din acest an. Vă mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu bine. La revedere!